suntem copleșiți de taxe, de impozite, să scadă impozitarea pe taxa de muncă, birurile să scadă, să ne ridicăm cumva nivelul de trai la noi în țară, să nu mai fim nevoiți să mai plecăm. Mii de sindicaliști și-au strigat nemulțumirile în fața guvernului timp de câteva ore. Cer autorităților să intervină urgent pentru reducerea taxelor și impozitelor pe muncă. Guvernul să ia niște măsuri, să o scadă, să treacă și pe partea angajatorilor. O plătim doar noi ca salariați. Da? Din 5 zile, noi muncim 2 zile pe săptămână pentru statul român. După aia când ne la supermarket, plătim TVA, plătim ce facem, unde ajungem. La ce crește salariile când crește și prețurile la toate alea? La produse, la întreținere, la curent, la case, la orice. Statul ia accize după noi și TVA-ul 60%. Ne impozitează bonurile de masă, ne impozitează concediile medicale. Sindicaliștii susțin că presiunea fiscală mutată de câțiva ani în sarcina salariaților a devenit o povară tot mai greu de suportat. România are una dintre cele mai ridicate sarcini fiscale pe costul forței de muncă din Uniunea Europeană, 42,8% față de 38,6% media europeană. Am ajuns astăzi să finanțăm cu aproape 70-71% sistemul de securitate socială din România, în timp ce capitalul nu are nicio răspundere. Sunt o mulțime de alte favoruri care sunt făcute către diverse categorii socioprofesionale prin diverse tipuri de contracte. Potrivit BNS, anul trecut România avea aproape 8 milioane de salariați, însă 2,1 milioane dintre aceștia nu au plătit contribuții, asta chiar dacă în unele cazuri au beneficiat de servicii. La orele prânzului, sindicaliștii Blocului Național Sindical au pornit în marș pe Calea Victoriei. Au protestat în fața Ministerelor Economiei, Muncii și al Ministerului de Finanțe. Au cerut autorităților să reducă taxele pe muncă, dar și să le ofere condiții mai bune de lucru. Patronatele susțin că este necesară regândirea sistemului de impozitare a forței de muncă. Pot fi reduse anumite taxe și impozite, dar în niciun caz transferate de la angajat la angajator. Soluția este o reducere a taxelor și impozitelor aflate în plată în acest moment și vă dau un exemplu. Taxelor privind sănătatea, care acum au fost extinse pe toate tipurile de venituri, și atunci credem noi că sunt mai mulți bani sau sunt suficienți bani așa încât să poată să fie căzute din altă parte. Astfel și cu impozitul, care este de 16% în acest moment, care și el poate să fie scăzut. Reprezentanții Blocului Național Sindical au fost primiți la discuții la Ministerul de Finanțe. Aceștia și-au prezentat revendicările și îngrijorările față de creșterea datoriei publice și de stabilirea unei viitoare cote pentru impozitele pe venit sau impozitare progresivă.